Situație revoltătoare, medicii de la UPU Craiova sunt nevoiți să facă improvizații și să folosească sonde pentru abdomen pentru a vedea inima pacienților cu probleme cardiace. Totul din cauza lipsei unei ecocardiograf care nu funcționează de peste 4 luni. Spitalul așteaptă acum aprobarea Ministerului Sănătății pentru achiziție. Cadrele medicale susțin că folosesc alte aparate și improvizează când apar cazuri de pacienți cu probleme cardiace, apelează la sondele pentru abdomen sau transportă bolnavii în secția de cardiologie, soluție riscantă în cazul afecțiunilor grave. Este un ecograf care a avut o sondă care s-a stricat în urmă cu 4-5 luni. Nu ne putem desfășura activitatea. Ecografia cardiacă este o investigație de bază în multe boli cardiovasculare. Câteodată putem transporta pacientul din UPU în secția de cardiologie, dar sunt cazuri în care, în câteva minute, dacă nu pui sonda și nu începi tratamentul de urgență, pierzi pacientul. Până în secție, transportul poate dura și 10 minute, dar dacă sunt lifturile ocupate, poate dura mai mult. În acest timp, pacientul poate să facă stop cardiac. Acum folosim o sondă de abdomen care nu poate să ofere aceleași informații, a declarat pentru Mediafax Ovidiu Drăcea, medic cardiolog. Medicul a mai spus că au fost făcute numeroase solicitări către conducerea spitalului pentru a primi aparatul necesar efectuării investigațiilor în urgență, însă nu a primit niciun răspuns până în prezent. Reprezentanții spitalului susțin la rândul lor că așteaptă aprobările de la Ministerul Sănătății pentru a putea achiziționa aparatura necesară.